Mă bucur că suntem din nou împreună în seara aceasta și vom avea un subiect extrem de interesant, și anume beneficiile consumului de colagen. Și l-am intitulat Colagenul, cea mai cool proteină din corpul tău. Să vedem de ce, voi răspunde, de ce proteina aceasta, colagenul, este una dintre cele mai importante proteine ale organismului nostru. Dar mai întâi, să vedem ce este colagenul. Câteva aspecte legate despre colagen ca atare. În primul rând, toate cele peste 200 de tipuri de celule din corpul nostru, număr de mii de miliarde, sunt organizate pe componente și sisteme, iar acestea sunt între ele susținute cu ajutorul și menținute la oaltă cu ajutorul colagenului. De aceea, colagenul este cea mai abundentă proteină din corpul tău. El având rol principal de a realiza conectivitatea și de a da forță și unitate tuturor celulelor pe care le unește. De asemenea, are capacitatea de a oferi structură și rezistență. Practic, este cea mai frecventă proteină din corpul uman, face parte dintr-o clasă de proteine care servesc ca și elemente structurale. La nivelul pielii, colagenul se găsește în proporție de 70%, de aceea vom vedea cât de importantă este proteina colagen atât pentru sănătatea noastră cât și pentru frumusețea noastră, reprezintă 30% din totalul tuturor proteinelor din corpul uman. Deci, ținând cont de toate celelalte proteine pe care le avem, procentul de 30% este un procent semnificativ. Practic, unde se găsește colagen? Îl găsim cam peste tot. Deci spuneam că undeva cam 70% din el se găsește la nivelul pielii, în oase, ligamente, vase de sânge, în structurile ochiului, în cornee și la nivelul musculaturii care realizează mișcarea globului ocular, dinți, cartilaje, discuri intervertebrale, tractul digestiv, tot ce este parte de musculatură, capsulele de protecție pentru rinichi și pentru celelalte organe, toate conexiunile la nivel celular, toate acestea sunt realizate de către colagen. Colagenul este stabil din punct de vedere termic, are o putere mecanică importantă, un gram de colagen este mai puternic decât un gram de oțel ca și rezistență. Poate interacționa cu alte biomolecule și o să vedem imediat ce anume alte biomolecule, de exemplu cum ar fi anumite vitamine, sunt extrem de importante pentru menținerea sănătății și respectiv pentru, împreună cu prezența colagenului, pentru menținerea stării de bine a organismului. Structura colagenului este aceea de triplu helix, adică sunt trei lanțuri de proteine care se răsucesc unul peste celălalt în diverse varietăți. Există peste 1050 de aminoacizi în aceste lanțuri cuprinse, în fiecare din aceste trei tipuri de lanțuri în structura colagenului. Ce mai este bine de știut? Că avem în corpul nostru peste 16 tipuri diferite de colagen, fiecare dintre ele având structuri și funcții diferite. Mare parte din colagenul din corpul nostru este colagen de tip 1, 2, 3 sau 4. Aproximativ 90% din colagenul produs de tip 1 este cel mai puternic, deoarece este fabricat din fibre dens împachetate, care sunt ca un măniu strânse împreună. Este o componentă structurală extrem de puternică și este prezentă în oase, în piele, în tendoane, cartilaje, dinți și alte țesuturi de susținere din corpul nostru.
Ce este interesant la această structură de tip 1 este că are o extrem de mare rezistență la întindere. Este ca un elastic, se întinde foarte mult fără să se rupă. Colagenul de tip 2 este, nu este la fel de dens ca cel de tip 1, dar este, ca să zic așa, pupos, de aceea este foarte bine utilizat de către organismul nostru în articulații și are rol de amortizare a șocurilor. Mușchii, organele, arterele au o tipologie elastică și mai puțin plastică de colagen, și anume colagenul de tip 3. Iar tipul 4 ajută la filtrarea impurităților, toxinelor și este mai mult ca o foaie bidimensională și acesta se găsește, deci în special tipul 1 și tipul 4 sunt cele care, tipologiile care sunt prezente în special la nivelul pielii, pentru că spuneam că este destul de bine reprezentat la nivelul pielii. Pentru că producția de colagen începe cu o formulă de precolagen, de procolagen, de fapt, este o substanță pe care o secretă celulele noastre extrem de deștepte și știu ele cum să facă această structură deja. Apoi, această procesare se continuă tot la nivel celular în două părți speciale ale celulei, dar, atenție, acest proces nu se întâmplă fără prezența vitaminei C. Extrem de importantă vitamina C, pe care noi o avem în organismul nostru numai dacă o aducem prin aport alimentar. Să ne aducem aminte că gelul de aloe vera, formula pe care o are Forever, este extrem de bogată și ea în vitamina C. Vitamina C este singurul conservant pe care îl avem. Deci ca să avem un colagen corect, să fim frumoși, să fim sănătoși, să avem structurile de susținere ale organismului perfecte, să nu uităm că acest colagen fără vitamina C nu se poate produce. Dar, indiferent de tipul de colagen, vârsta este inamicul final al acestuia. Ce alți inamici mai avem în formarea structurii colagenului și implicit care se repercută și asupra sănătății și frumuseții noastre? Păi zahărul și carbohidrații rafinați împiedică capacitatea de regenerare a colagenului. Soarele poate fi dușman al colagenului pentru că radiațiile ultraviolete diminuează producția de colagen. Așa că este bine ca întotdeauna să fim atenți la expunerea la soare și să ne asigurăm că o facem în condiții de siguranță. Fumatul dăunează producției de colagen și acest lucru se întâmplă tocmai pentru că organismul la fumător consumă foarte multă vitamina C din cauza că efectele nocive ale fumatului sunt contracarate de antioxidanți, precum ar fi vitamina A, vitamina C și vitamina E. De asemenea, vitamina A este extrem de importantă pentru menținerea producției sănătoase de colagen. Vorbim de o dietă sănătoasă, de un meniu sănătos și echilibrat, în care pentru acest colagen este absolut importantă vitamina A, vitamina C, cupru, antioxidanții, glicina și prolina, care sunt aminoacizi extrem de frecvent întâlniți în acele peste 1000 de formule de aminoacizi pe care noi le avem atunci când se constituie colagenul. Aici am pus câteva idei de alimente de unde putem să ne luăm vitamina A, vitamina C, cuprul, fitonutrienții cu rol antioxidant, glicina și prolina, care spuneam că sunt aminoacizi absolut esențiali pentru o producere a colagenului corespunzător. Observați aici, glicina este extrem de bogat reprezentate în alimente bogate în proteine, din păcate, în special din proteine animale. Atenție pentru cei care sunt vegetarieni, cu atât mai mult au nevoie de o suplimentare de colagen, pentru că în absența anumitor proteine
pe care ar trebui să le luăm din alimentația animală, atunci lipsesc o parte din aminoacizii esențial pentru construcția colagenului. Practic, deci, colagenul este important pretutindeni, dar nicăieri nu este mai evident acest aspect decât la nivelul pielii, la nivelul tenului. Această proteină, spuneam că reprezintă până la 75% din greutatea uscată a pielii. Conferă rezistența, elasticitatea, plasticitatea pielii, oferă structuri stabile pe care să se construiască frumusețea ta. Practic, colagenul este cheia pentru aspectul frumos și sănătos al pielii. Și o să vedem imediat de ce este important acest lucru. Ia priviți ce se întâmplă la suprafața pielii. În primul rând spuneam, colagenul, dacă vedeți, este cel mai răspândit în cel de-al doilea strat al pielii și anume la nivelul dermului. Două tipuri de colagen formează elementele structurale și leagă stratul de mijloc, care se cheamă juncțiune, da? Între epidermă și derm, întrucât atât de mult structura pielii depinde de colagen, acesta la rândul lui joacă, vom vedea, rol important în producerea ridurilor. O producție adecvată de colagen face ca pielea să pară netedă, fermă, să aibă aspect de piele tânără, să aibă aspect de piele elastică, vibrantă. Dacă aplicăm pe suprafața pielii, cum sunt cremele de colagen, da? Care au colagen în ele, dacă aplicăm colagen cu moleculă mare, acesta va rămâne la suprafața pielii. Însă, dacă există formulă de colagen cu moleculele tăiate, scindate, colagen hidrolizat, și o să vedem imediat ce înseamnă acest lucru, atunci pielea noastră poate absorbi și dacă mai avem, așa cum este gelul de aloe vera, un bun vehicul pentru toate elementele nutritive care sunt puse în aceasta, atunci colagenul hidrolizat împreună cu toate celelalte elemente nutritive pot ajunge la această juncțiune, la această delimitare între epiderm și derm și atunci colagenul își poate îndeplini rolul de a fi frumos. Dar acest lucru se întâmplă la suprafața pielii, să vedem ce se întâmplă din interior către exterior în funcție de alimentația noastră și dacă aducem un surplus de colagen. Și cu alte ocazii, când am vorbit despre frumusețea pielii, am menționat acest studiu pe care Holly Todd, directorul nostru de cercetare, mi l-a împărtășit. Este vorba de un studiu prin care persoanele au fost investigate ce apreciază ca fiind ten bătrân. Și culmea, nu ridurile erau cele care dădeau verdictul de piele bătrână, ci textura și elasticitatea pielii, nuanța pe care o are un ten, acestea sunt elemente importante în ceea ce înseamnă definirea îmbătrânirii în ochii celorlalți. Deci ce se întâmplă? Și spuneam, colagenul este primul pilon în menținerea sănătății și frumuseții pielii. Observați, aceste bastonașe, ca să zic așa, este colagenul. Atâta timp cât acesta este întreg, este indemn, păstrează toate alte celule unite între ele. Cum sunt aceste mici bulinuțe verzi, acelea sunt moleculele de elastină. În momentul în care sunt degradate sau colagenul nu mai este produs în cantitate suficientă, atunci elastina, moleculele de elastină sunt pur și simplu lipsite de fluență și acolo unde, să zicem așa, sunt acele rupturi și discontinuități date de lipsa prezenței colagenului, apare ridul. Deci, practic, primul pas în apariția ridurilor este degradarea colagenului sau lipsa de producție de colagen, apoi elastina este cea care, nefiind unită și strâns ținută, vine mai departe
datorită lipsei de susținere pe care colagenul nu mai oferă și abia apoi toate aceste elemente sunt influențate de prezența sau absența acidului hialuronic, acel element care vine practic să hidrateze toate structurile. Undeva cam de pe la vârsta de 30 de ani începe deja declinul, dacă observați aici la 20 de ani, pielea este, suprafața pielii este, ca să zic așa, fluentă, mată, de pe la vârsta de 30 de ani începe scăderea producției de colagen și atunci tesutul elastic începe să cedeze. La vârsta de 40 de ani începe și mai mult, undeva către vârsta de 50 de ani, producția de colagen, de acid hialuronic din partea organismului sunt mult scăzute și atunci încep clar să apară discontinuitățile pielii și apar categoric rigurile. Ce formulă de colagen este bine să aducem în plus în structurile noastre prin alimentație? Și în funcție de formula acesteia, am pus aici cum este digerată practic și cum este apoi această formulă transportată la nivelul pielii și o să vedem imediat foarte important și la nivelul articulațiilor, pentru că în aceste două părți, în special la nivelul pielii, dar nu în ultimul rând și la nivelul pielii poate nu este chiar atât de supărător, dar când ajunge să existe lipsă de colagen la nivelul articulațiilor, atunci durerile articulare sunt supărătoare și lucrurile nu stau foarte bine. Deci, ce formule avem? Păi, colagenul nativ, cel pe care îl spuneam că îl avem și în anumite creme și dacă nu este hidrolizat, degeaba îl punem pe piele. Solubilitatea acestuia este zero, deci este practic insolubil, iar absorbția și digerabilitatea de asemenea sunt extrem de scăzute sau zero. Administrarea de gelatină. Da, deci alimentele bogate în gelatină au o solubilitate medie, dar sunt absorbite la nivelul celulelor noastre, la nivelul pielii, la nivelul articulațiilor, sunt scăzute. Iar peptidele de colagen, care de fapt este ce auzim noi, acel colagen hidrolizat, are o solubilitate mărită și este asimilat de către organismul nostru. Așa că, prin utilizarea acestor formule de colagen hidrolizat și Forever a adus în preparatele și de tip suplimente alimentare și de tip produse cosmetice, a adus o combinație de ingrediente bazată și pe colagen hidrolizat, aduc plus de hidratare, aduc reducerea pierderii apei și greutate și dimensiune moleculară optimă pentru ca formula de colagen să fie asimilată în totalitate și din interior și din exterior. Elementele nutritive care sunt aduse, de asemenea acei aminoacizi din fructe, o să vedem imediat, plus acidul hialuronic, toate secundate și puse în gel de aloe vera, fac o combinație de ingrediente și din interior și din exterior, excelentă pentru sănătatea și frumusețea a tot ceea ce se cheamă în sesul de susținere în organismul nostru. Vreau să mai atrag atenția, chiar zilele trecute am dus niște suplimente la o prietenă dragă mie și îmi spunea, ai, unde dragă, dar ce scrie aici? Avem și tetrahexadecila ascorbată, nu-mi plac astea cum sună. Hai să înțelegem un lucru. Aceste denumiri, deși par chimice, ele de fapt arată că structura elementelor nutritive pe care noi le avem fie în suplimente, fie în produsele de uz cosmetic, sunt extrem de sănătoase, pentru că numai aceste formule denumite așa, chiar dacă sună ca denumire chimică, de fapt sunt vitamine obținute din ingrediente naturale. Deci această formulă
de tetrahexadecilascorbat este cea mai stabilă formulă de vitamina C, pentru că știm și de foarte multe ori am spus că vitamina C este hidrosolubilă și fiind luată de fluxul de apă, în situația aceasta are asimilare mai puțină, cantitativ. Deci, este extrem de important să înțelegem că acestea sunt ingrediente extrem de puternice care vin să hrănească și din interior și din exterior pielea și structurile de cartilaginoase. Deci, practic, formula noastră, pentru că acum voi vorbi de Fermin Complex, care este formula noastră specială de colagen, are beneficii multiple. Pentru că, în primul rând, nu este doar o formulă de colagen, ci este un complex alimentar, de aceea și zice Fermin Complex, special pentru fermitatea și menținerea colagenului în structurile de susținere ale noastre. Deci susține hidratarea pielii, contribuie la formarea unui colagen sănătos, ajută la menținerea apei în țesuturi și reduce aspectul ridurilor fine, prevenind apariția ridurilor serioase, acele riduri importante care apar odată cu îmbătrânirea. Fermin Complex înseamnă frumusețe, de fapt, înseamnă frumusețe mai mult decât îngrijirea pielii. Începe dinspre interior, spre exterior. Este un supliment pe bază de extracte de plante pentru abordare din mai multe unghiuri și pentru a ne face să arătăm mai bine, să ne simțim mai tineri și să fim frumoși, indiferent de vârsta pe care o avem. Așa cum spunea acel studiu, să fim cu ceva riduri, dar nu să arătăm bătrâni. Ridurile să fie doar cele date de experiență și să fie, practic, șarmul de pe ternul nostru. Ce conține Fermin Complex? Păi conține pentru hidratare și protejare împotriva radicalilor liberi, pepene galben de Franța. Și o să vedem imediat de ce, Doamne iartă-mă, neapărat de Franța. Conține ceramidă, conține vitamina C, conține biotină, care sunt elemente importante pentru formarea sănătoasă a colagenului și, atenție, conține colagen marin. Este extrem de important să știm că avem acest colagen marin, pentru că, în general, alte formule de colagen sunt extrase din carne de porc sau din carne de vită. Este colagenul marin este o formulă, ca să zicem așa, mai bine agreată chiar și de cei cu tendințe de vegetarism, ca să zicem așa. Apoi, structurile respective sunt mult mai bine, deci colagenul marin ajută mai mult la reducerea ridurilor și sporește elasticitatea, flexibilitatea și menținerea hidratării intracelulare. Spunem de ce este vorba de acea varietate de pepene de Franța. Pentru că acest pepene își păstrează hidratarea și la 2 săptămâni după ce a fost cules, spre deosebire de pepenele galben obișnuit, acel pepene galben care îl știm cu toții, nu variația aceasta genetică de pepene francezesc, practic, acea formulă obișnuită nu menține hidratarea atât de bine ca această formulă pepene galben de Franța. De aceea, compania noastră a optat pentru această formulă. Practic, Fermin Complex este primul supliment al nostru exclusiv destinat frumuseții. Este un sistem nutrițional complex, avansat, special creat pentru îngrijirea pielii, țintește îngrijirea acesteia și prevenirea îmbătrânirii din interior spre exterior, conține colagen marin, esențial pentru reducerea ridurilor și, ce este foarte important, nu conține gluten, deci gluten free. Fermin Complex
Deci această formulă brevetată de hidrolizat de colagen marin, ceramidele din grâu, sucul concentrat de pepene galben și ascorbat de calciu sunt ingredientele principale ale Firming Complexului. Formula brevetată din hidrolizat de colagen marin de pește. S-a demonstrat că administrarea orală a acestui tip de colagen reduce vidurile profunde, sporește flexibilitatea, menține hidratarea cutanată și implicit păstrează în acest mod sănătatea și frumusețea pielii. Ceramidele din grâu, fitoceramide puternice, refac nivelul cutanat al ceramidelor din piele, acestea jucând un rol crucial în menținerea hidratării pielii. Ceramidele sunt acele elemente care contribuie și la potențarea absorbției colagenului în interiorul pielii, de la nivel de vascularizație la nivel unde are nevoie colagenul să ajungă. Sucul concentrat de pepene galben de Franța, acest amestec brevetat din concentrat de pepene galben francez, este un element important în menținerea hidratării. Practic sunt îndeplinite amândouă elementele de hidratare și aport suplimentar de hidratare, dar și de menținere a apei în țesuturi. Deci și hidratare și menținere a hidratării. Ascorbatul de calciu este acea formulă de vitamină C cuplată cu calciu care contribuie la reducerea oboselii și care contribuie și susține sinteza normală a colagenului, pentru că spuneam că este extrem de important să avem alături de colagen vitamina C, pentru că aceasta este extrem de importantă în lanțul de producere a colagenului. Practic, Firming Complex ne ajută să ne bucurăm de toate beneficiile. 3 luni de zile consumat consecutiv, o lună pauză, apoi iar 3 luni, iar o lună pauză, se va vedea clar pe pielea noastră. Și nu numai acolo, se va vedea și în articulațiile noastre. Ce înseamnă efectele colagenului ca utilizare regulată? Înseamnă îmbunătățirea aspectului pielii și reducerea ridurilor, radiere și strălucire a pielii, hidratare a pielii, fermitate a pielii, toate acestea sunt efectele consumului constant și regulat de colagen. De ce? Pentru că conform principiului o floare nu se face primăvară, dacă iei un singur flacon, vei spune, vai, am dat o cârcă de bani pe această formulă și nu mi-a făcut nimic. Ea consumă în mod constant această formulă de colagen și vei vedea că lucrurile vor arăta altfel. În plus de aceasta, exact formulele pe care le avem în interiorul capsulelor, avem combinate natural prin tehnologii deosebite și în formulele din gama infinit, din formulele de aplicat pe piele, care vin întrebunitate împreună cu Firming Complexul ca și supliment alimentare. Acest kit de îngrijire a pielii este fantastic și merită utilizat undeva de la vârsta de 30 de ani încolo. Este perfect să fie folosit de oricare dintre doamne, indiferent de formula de ten pe care o avem. Restul de lucruri pe care le mai avem de ajustat în formula de îngrijire a pielii o putem face din celelalte două truse pe care le avem, respectiv Targeted Skin Care și Gamma Sonia. V-am pus aici să vedeți cam cum arată țesutul conjunctiv al dumneavoastră, în special la nivelul articulațiilor. Deci observați aici câte fibre de colagen avem. Avem celule adipoase, avem niște fibre elastice, avem și vase de sânge care sunt prezente în țesutul conjunctiv. În cartilaje nu avem
vase de sânge. Așa că acest colagen, chiar și cel pe care îl produce organismul nostru, împreună cu condroitina, împreună cu acidul hialuronic, ajung la nivelul tesutului cartilaginos, se produc practic la suprafața de contact cu cartilajul și cartilajul practic se hrănește prin îmbibare de la nivelul osului. Deci, practic, noi avem nevoie ca în organismul nostru să aducem suplimentar, în special pe vârsta de 40 de ani, o formulă de colagen care să fie atât de sensibilă și suficient de mică încât să treacă prin imbibiție și simplu să reușească să treacă prin suprafața osoasă la nivel de cartilaj. E, acest lucru îl avem prin Forever Nu. Al doilea ingredient care conține colagen, acesta este constituit din membrana de coajă de ou, aceasta furnizând elemente importante pentru susținerea sănătății tesutului conjunctiv și important, datorită condroitinei, glucoza aminoglicanilor este extrem de binevenit pentru sănătatea articulațiilor. Însă, prezența colagenului și acidului hialuronic aduce avantaje suplimentare, inclusiv asupra pielii. Ce mai avem în plus în acest preparat? Și biocurc, curcuma din turmeric, acesta având efect natural antiinflamator, efect special pentru susținerea sănătății articulațiilor și extrem de important și efect antioxidant. Această combinație este de aproape 5 ori mai eficientă decât orice altă formulă bazată doar pe condroitină, glucosamină și știu și eu ce alți antiinflamatori ar mai fi pus pe acolo natural. Rezultatele dovedite și confirmate în mai puțin de 7-10 zile de la administrare arată o îmbunătățire a flexibilității, creșterea flexibilității și amplitudinii mișcărilor articulațiilor, cu favorizarea unui răspuns antiinflamator corect în organism. Se consumă 3 capsule pe zi și aceste 3 capsule vin și susțin sănătatea articulațiilor și, bineînțeles, inclusiv sănătatea frumuseții pielii. Practic, în ziua a 7-a avem, conform studiului, 44% îmbunătățire a flexibilității și până în ziua 30 apare o îmbunătățire semnificativă cu 76% reducerea durerii asociate cu flexibilitatea mișcării. Deci, practic, crește atât flexibilitatea mișcării, cât și reducerea durerii asociate acesteia în 30 de zile, ajungând la 50% îmbunătățirea globală a stării de bine în cazul persoanelor cărora li s-a administrat, atenție, numai nem, nu și curcuma. În momentul în care se adaugă curcuma, rezultatele sunt mult mai bune. În concluzie, colagenul este cea mai cool proteină. De ce? Pentru că te face să fii cool. De ce? Te face să fii mai frumos și mai sănătos și mai aspectos și te face să fii mai flexibil. Deci, practic, colagenul este ce te formează pe tine ca om, îți formează și personalitatea, pentru că dacă te simți bine în pielea ta, categoric, vei arăta mai bine, te vei simți mai bine și vei putea să funcționezi la parametrii maxim, indiferent de care din cele 16 formule de colagen pe care le poate lua este în organismul tău în cantitate mare, este puternic, este fibros și poate susține structurile corpului tău. Abordarea unui stil de viață sănătos este un mod foarte bun de a sprijini o producție sănătoasă de colagen. Asta însemnând aport de elemente nutritive, asta însemnând reducerea sau absența fumatului, însemnând atenție la soare, însemnând atenție la ce mâncăm. Dar adaugul în plus de colagen, numai consumat constant, poate aduce beneficii pe termen lung pentru sănătatea pielii
și a tuturor structurilor de susținere din interiorul corpului tău. Deci, practic, avem la dispoziție o minune pe care sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră n-ați încercat-o și încă un aspect extrem de important, să știți că și bărbații au ten, să știți că și bărbații fac riduri, să știți că și bărbații au nevoie de o imagine de sine foarte frumoasă. Și atunci, credeți-mă, domnilor, că puteți consuma împreună cu doamnele dumneavoastră burning complex și vă garantez că veți îmbătrâni mai greu și veți fi mult mai flexibili. Seară bună, vă urez și vă mulțumesc că ați fost alături de mine!